Aspirina are un statut special. Când, cum a fost cu, cum a inventat aspirina? Cum a inventat-o pe aspirina? Am mai zis, n-am inventat-o. Mirela își dorea și ea un rol pentru că era... De doctoriță. De doctoriță voia? Serios? Da. Și n-am știut să-i scriu o doctoriță. Când asta la, eu nu mă pricep să scriu așa. Bă, aș vrea și o 6 pagini cu mai la munte și cu fular. Știi, și eu să fiu aviator. Ciorbă drează cu smântână, da, nu știu, înțeleg. Nu a apărut povestea asta, nevoia asta de personajul curvasatului, cum să o numesc. S-a supărat când i-ai zis cine e? Nu, și a fost ca o glumă, i-a zis, bă, uite, ăsta îți place, e, păi ce e ăsta? E tot un fel de doctoriță, dar mai... Și i-am zis aspirina, ca să... Ca, ca să rămână glumă, ceva, da. Ca glumă, din ce și-a... Ce le spune unor tineri? Am aici niște tineri care ar vrea să audă sfatul tău. Și știu ce spun, asumat. Știi că e un... Când un drum devine trudă, ăla nu e drumul tău. Am învățat-o și eu de la cineva. Mi-a zis-o și pe mine m-a marcat. Când te chinui, când îți dorești ceva și te chinui mai mult decât, înseamnă că... Nu-i pe acolo. Mai caută. Știi cineva că am luat eu premiul de interpretare la Gijón? Unde? Gijón. În Spania, da. Claro. Sau la Namur, în Belgia. Aha. Nu, dar dacă dai în Google... Acum după ce ți-am spus... Acum dacă dai în Google, poți să știu. Altfel vorbim, nu? Da, îmi cer iertare, trebuie probabil să-mi schimb poziția. Probabil că trebuie să iei niște premii la un nivel de unde contează, știi, da, așa. Dar oare contează? Am luat premiul la PIF. E PIF, la anonimul, poftim. Mm-hmm. Bun de tot. Ce faci cu informația? Foarte asta? Mișto. Hai. Purtați-vă într-un fel. Este un și mai super sunt, festival. Știi, mă, și e un mare. Super mai festival. Sunt, dar nu înseamnă nimic. Adică la mine n-a semnat. Nu că nu sunt importante. M-am bucurat când le-am luat. Mulțumesc frumos. Astăzi la Magic Life, oameni buni, l-am invitat pe unul dintre cei mai creativi români. Așa cred eu despre tine, că ești foarte creativ. Nu mă cunoști bine. Nu te cunosc suficient. E adevărat că te puturos. Cheamă Cornel? Da. Da. Cine ți-a zis Mimi? Mimi Brănescu, despre el e vorba. Bună ziua! Bună ziua, bine venit! Bine v-am găsit! Simte-te ca acasă! Da, e greu, că e o poziție așa. Tata a avut un prieten care a murit înainte să mă nasc eu, care era poreclit Mimi, și a considerat că primul prenume la mine ar trebui să fie Mimi, în amintirea acelui om. Și e trecut în actul de naștere? Brănescu Mimi Cornel, așa mă cheamă. Așa e full name. Pe de altă parte, eu nu știam cine ești. La începutul anilor 2000 am văzut... Că sunt fată. Asta e, toată lumea spune asta. Și? Te enervează? Nu mă mai deranjează. La început te enerva? Sunt avantaje și în partea asta. E surpriza mare. Vrem cu doamna Mimi. Nu mă deranjează, nu mă mai deranjează. Pe bune? Da, păi de ce să mă deranjeze? Dacă așa mă cheamă... E un dat. Mimi Brănescu, ce să fac? Foarte tare. Astăzi e un singur Mimi Brănescu, ăla pe care îl adoră toată lumea. L-adoră chiar toată lumea. Da, da, pentru că a inventat serialul ăla de televiziune la care se uită toată lumea, dar ajungem și acolo. Uh-huh. E adevărat că te-ai născut la Lehliu? Da, pentru că acolo era maternitatea. Eu am crescut într-un sat lângă Nicolae Bălgescu, Gara Preazna. Unde? Gara Preazna, asta trebuie să rămână. Tu vorbești serios? Da, și liceu și maternitatea, mă rog, era cum ar veni comuna și satele de lângă, știi, Lehliu era centru de raion. Și acolo era maternitatea, acolo erau toate cele necesare și în certificatul de naștere sunt născut în Lehliu Gar. Unde e a doua mea casă, adică nu am... Prima e unde? Nu, am vrut să spun, este același lucru, Nicolae Bălcescu, Lehliu, sunt două localități apropiate și eu am crescut și acolo și acolo. Și am făcut liceu acolo și am crescut copilăria și toată... Auzi, mai ții minte când te-ai trezit în dimineața zilei în care ai vrut să fii actor? Cum a fost? Și cum le-ai spus părinților tăi? Eu nu mi-am dorit să fiu actor niciodată. Adică n-am avut un vis așa să... Dar ce ai vrut să fii? Când erai tu mic... Chitarist am vrut să mă fac. Chitarist? Dar nu sunt bun. Sunt foarte slab și m-am oprit repede la timp. Apoi n-am vrut să mă fac nimic. Am vrut să mă bucur de viață. Și m-am bucurat. Și a venit ordinul de încorporare în armată. Fratele meu era student la regie... de film și... Deci nu ești chiar paralel cu filmul și... Nu, dar nici el n-a făcut la un nivel și atunci nu era prins în
foarte tare cu povestea asta, era doar pasionat, era anul întâi și îmi povestea acasă, uite ce am mai făcut, uite ce mi-au dat de... Și trebuia să intru la o facultate ca să nu plec în armată. Și atunci am întrebat și pe acolo ce se dă, mai făcusem și pe niște colegi să râdă pe la liceu, mi se pare așa că sunt... Erai un tip cool? Nu eram nici cool, nici funny, nu știu, ba, nu știu de unde mi-a venit să mă fac actor și am gândit, da, combinația asta în cap, că dacă fac o facultate, mai am în armata, plecat în armata, apoi poate ăștia mă lasă definitiv, se scoate, cum a și funcționat planul. Apoi de când am început să descoper, să spun așa, lumea asta, mi-a plăcut și mi-am dorit să, de adevăratele să... Când ai descoperit? Pe la 19 ani și ceva, când am început să mă pregătesc pentru teatru, că era o întreagă... Ce înseamnă să mă pregătesc? Înseamnă să te întâlnești cu un om, așa era atunci, care îți spunea, cum să zici, niște poezii, pe care apoi tot anul întâi și anul doi, după ce intrai, profesorii se chinuiau să ți le scoată din cap, felul ăla de a-l spune, știi? Pe bune? Da, cam așa ceva era. Și cu cine ai învățat să spui poezii? Nu pot să spun. Bine, reformulez. Ce poezie ai învățat? Nici nu vreau. Am înțeles. Nu contează, da. Respect orice decizie. Da. Bun, ce poezie ai învățat? Ce te-a ajutat? Sau e clar că te-a admis? Și apoi ai intrat în clasa fabuloasei doamne Tudorache? Sfătuit de această persoană. Așa? Sau de anturajul ăsta, am dat la păpuși marionete admitere, pentru că mi-au zis că tu n-ai pile și nici talent și nu o să intri din prima, n-ai cum. Cum adică? Asta era important, să ai pile și talent nu în ordine? Probabil, asta? Sau invers, n-ai talent și nici spate, hai să zicem așa, uh-huh. Acum. Și am dat la păpuși și am picat la ultima probă, e chiar o poveste frumoasă aici, apoi am mai dat odată și am picat. Cum încă o dată? Am în picat următor? De două ori la păpuși la ultima probă și când am dat la actorie am intrat. Și ce trebuia? În ce consta această ultimă probă de picată? Sunt la fel, nu. La prima erau domnul Pepino și domnul Mihai, Sandu Mihai Groia în comisie și m-au întrebat, am ajuns la ultima probă și mi-a zis, de ce vrei tu să dai la păpuși? Pentru că iubesc copiii, le-am spus eu. Mințeam. Iubesc copiii, dar nu aia era. Nici nu știam ce înseamnă meseria asta. Și mi-a zis, știi ce se întâmplă aici? Că trebuie să e mai greu cu marionete. Cu... Și am zis, da. Ce spectacol de... pentru copii ai văzut? Nu văzusem niciunul. Nici nu știam. Și am zis, știți, eu sunt din Lehliu și înainte era tren la miezul nopții înapoi, acum l-au scos și nu mai am cum să ajung. Și am zis, te duci în armată? Deși au insistat atunci, eu am uitat textul și mi-au dat voie să ies afară să mă mai... mi-aduc aminte textul, au chemat alt candidat și m-au chemat pe mine iar. Și m-am blocat, tot n-am reușit. Și am plecat acasă, mă rog, n-am luat. Apoi am fost la o facultate particulară unde am făcut un semestru și era acolo un profesor de muzică, un domn, Dan Bălan, cred, da? Dan Bălan. Care n-are nicio legătură cu Ozon. Da, sau nu Dan Bălan. Bălan, domnul Bălan. Așa. Cer scuze, mii de scuze, dacă nu așa. Care mi-a spus, băi, te-au plăcut aia la ultima probă, ar trebui să dai tot la păpuși. Și am dat iar la făpuș și am primit aceeași întrebare la ultima probă. Între timp, eu mi-am amânasem armata odată. Îndeplinisem visul. Și, sau scopul. Și aceeași comisie așa, deja vu, știi? Și tu nu... Ba da, și... Ai fost în armata? Nu. Ce spectacol de... Și nu văzuse nimic? Niciunul. Tu vrei să dai aici ca să te transferi la actorie, că era cumva posibil atunci. Corect. Și am zis, nu, liber. Apoi n-am mai vrut să dau, nu m-am mai interesat și m-a convins fratele meu, hai mă, că nu știu ce, domnul Pintea vedea așa cu generozitate foarte mulți pretendenți, cum să-i numesc, candidați. Și m-a văzut și pe mine într-un context ăsta cu 100 de oameni. Mi-a venit și mie rândul, am zis un monolog și a zis, băi, e bine, du-te și învață asta și eu cred că o să fim colegi. Deci, domne, asta eram ți-a spus Adrian Pinta, da. Că o să fiți colegi? Înainte de admitere. Și l-ai crezut? Nu, am făcut și așa, eram destul de frustrat cu subiectul ăsta. Doamne, domne, lasă-mă cu... A fost foarte drăguț. Și cred că îi se datorează intratul meu aici pentru că lui a plăcut foarte tare. Sau lui a... M-a încurajat, mi-a dat foarte multă încredere. Am învățat textul, m-am mai văzut toată. Și a intrat. Da.
clasa Olgăi Tudorache, frate. Doamne Olga Tudorache. Doamne, da. Olga. Dumnezeu să fabuloase, odihnesc. Doamne, Olga, Olga Tudorache. Da. Când era pe scenă, nu era nimeni în jurul ei. Deși... Păi, era și o persoană generoasă, nu? La ce te referi? Că era... Când... Nu se mai vedea nu nimeni. Nu se mai vedea aia nimeni, da. La asta mă refer. Aia da, aia da. Adică era atât, umplea atât de tare scena cu personalitate, cu timbru, era... cu tot. Era, practica era... actoria la un nivel... Ce ai învățat de la Olga Tudorache? De la doamna Olga Tudorache? Păi e... Așa, un pic amuzantă, că ea ne-a învățat, ne-a învățat foarte multe lucruri, atunci nu înțelegeam mare lucru. Dădea, de exemplu, nu întâi țin minte asta, cum zicea Mimi, hai, intră și umple scena. Și după aia zici replica. Și cum intri să umpli scena? Nu știam. Ce acum nu sunt sigur. Probabil stai până captezi toată atenția publicului, nu știu, stai într-un fel. Atunci nu înțelegeam. Și adică nici măcar atât. Și imaginam că trebuie să alerg prin sală, ce să fac, cum să umpli scena, nu înțelegeam nimic. Și asta e un exemplu și multe altele pe care le-am înțeles mai târziu, când am început cumva să profesez. Zicea cumva prea devreme niște lucruri extraordinare pe care nu le înțelegeam. Da, dar ți-a rămas asta cu umpli scena. Au rămas scenă. Multe, da. Eu n-am mai jucat teatru, mi-a folosit foarte mult, că na, prea. Dar... Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei a fost să nu uităm să rămânem oameni. Și cam toți așa de la Olga, noi suntem mai înceți așa, că noi tot am rămas oameni, adică să nu facem. Și ni se întâmplă mai greu, știi, că cea nu face orice, nu face cu orice preț niște lucruri, nu e, trebuie să nu uiți de unde ai plecat, să fii om cu oamenii, să știi. Cumva am fost mai pămpălăi așa cu asta în brațe, știi, cu datoria asta de a rămâne oameni, știi, alții s-au descurcat mai repede. Că i-a dorut în fund. Dar nu e contratimp, așa. Nu? În lumea voastră e contratimp? Păi cum să nu fie, e și contratimp. Mai bați până intri pe măsură, pasul pe loc. Oh. Dar toți batem pasul pe loc. Știu, dacă înveți că alții, cel puțin atunci când eram și eu mai doritor, mai, nu știu, mai frustrarea era mai mare... Mi se părea nedrept că altora li se întâmplă și credeam eu atunci că și eu sunt la fel ca ei. Pe Mirela când ai întâlnit-o? Pe Mirela am întâlnit-o la admitere. Aoleu. La una dintre etape și a fost total din prima. Serios? Da, mi-a plăcut. Și am mers în demersul meu. Și ea ce zice? Ce zice atunci? Mi-a plăcut. Am cucerit-o. Cât timp a durat? 6 minute, nu știu. Serios? Glumesc, Speedy! Doamne! Glumesc, nu știu. A mers. Ce știam eu atunci că trebuie să faci dacă vrei să agăți o fată, a funcționat. Mi-am dus ață. De câte ori ați râs de momentul ăla? După ce v-ați așezat? Nu știu, că a fost așa, cam cu reciprocitate. Nu cred că am agățat-o. Nu sunt sigur că am agățat-o eu prea. Crezi că ca în scenariile tale, de fapt, ea... Cred că m-a cam lăsat să cred. Nu știu, a fost așa, a fost foarte ok. Și apoi a fost o pauză, că eram mici, ne-am văzut de viață, am mai tot povestit și ea și... V-ați văzut de viață în sensul că... Da, n-am mai avut treabă, nicio... Deci, stai puțin, v-ați văzut la admitere, dragă, v-ați nu pot plăcut. Să zic exact acum ce s-a întâmplat, înțelege toată lumea, ne-am văzut și ne-am plăcut enorm, dar foarte intens, așa, preț de, cât să zic eu, până a doua zi și după aia ne-am văzut fiecare de treabă. Ne-am, da, eu aș mai fi stat. Da, da, ea era ocupată sau ce? Da, era. Era deja. Așa. După care a rămas acolo o virgulă la ea, știi? Și când viața ne-a adus din nou și în situație. Când? După 8 ani. 8 ani a stat despărțit? Dar n-am stat despărțit. De fapt, n-ați avut nimic. Doamne, iartă-mă, nicio treabă. N-am stat și am plâns după Mirela 8 ani. Doamne, doamne, sau ea după mine. N-am văzut de treabă. Apoi când ne-am întâlnit, am zis... Era ca și când ieri a fost admiterea. Stai un pic. A fost foarte frumos când ne-am revăzut, că parcă a funcționat asta, că ne știam, știi, și... Mie plăcându-mi de ea, repet, atunci, na, eram, nu pot să zic așa, acum, zic așa, m-am bucurat că m-am căsătorit normal, cu ea. Da. Normal. În casa oprișor Brănescu, tu așa stai cum vrei tu, poți să stai cu picioarele sub tine, dacă vrei că suntem comod. Da. Că dărâm masa.
În casa Opișor Brănescu se întâmplă vreodată conflictă? Vă enervați? Ne mai enervăm și noi, da. Și cum le rezolvați? Le consumăm și ne împăcăm. Cum? Voi cum le consumăm? Păi nu știu, te întreb pentru că sunt niște reguli, nu suntem supărați în același timp. Nu, da, nu e care urlă mai tare, ci care răgușește primul. Am avut la un moment dat și a funcționat asta, să nu ne culcăm supărați, adică orice subiect ar fi totuși să încercăm. Corect, și de ce nu mai funcționează asta? Păi funcționează, nu prea ne-am mai certat acum, am și... E armonie totală. Eu am mai îmbătrânit ea, nu? Și... ne certăm, dar ne certăm așa, pe prostii, nu cred că e ceva fundamental care nu... Pentru că lumea zice că e greu în lumea voastră să rămâneți împreună. E foarte greu în lumea noastră, dar eu la un moment dat am pus, ca să zic așa, actoria în cui. Dar de ce ai pus-o? Nu știu, îmi place scrisul, mi-a plăcut scrisul, na. Îmi place să scriu și nu mi-a adus satisfacția pe care mi-am dorit-o. Actoria? Ce ai fi vrut să joci? Mă rog, ce ai jucat? Pentru cei care nu te cunosc, Mimi Brănescu este, nu e doar un scenarist, nu e doar un regizor, nu e doar tipul care a venit cu ideea genială la Sfierbinți, este un actor foarte mișto. Eu te-am văzut în marți, cred. Marți după Crăciun? Marți după Crăciun. Da, exact. Nu știu, nu m-am... nici nu știu dacă sunt așa, adică nu cred că s-a făcut gaură în cer când n-am mai jucat eu în filme sau... A fost foarte... lejeră ieșirea mea din... Neieșind de fapt definitiv, da? N-am... Parcă nu m-am prietenit așa cu actoria. E mai atractiv să stai în spatele camerei sau să scrii nu-mi și să vezi pe... Nici asta. Să scriu. Cel mai mult îmi place să scriu și îmi place și din când în când să... Când se ivește ocazia, dacă s-o mai vii, dacă nu, nu-i nicio tragedie, să joc în filme, știi, sau așa. Proiecte care au un termen, îl termin și... Pașii pusi, știi? Adică, ce să te întreb? Știu că nu-ți place subiectul. Te rog, întreabă. Spune-mi despre Nu sunt fierbinți. Fată, sunt băiat. Știu. Pe nu te-am întrebat, știam. Deși am nume de fată și voce de, uite. Vai de mine, ce te răsveți. Da. Spune-mi de fierbinți. Când? Cum s-a născut? Mamă, am ajuns și la subiectul ăsta. Nu se poate mai fără. Mai luat prin surprindere. Da, nu, că nu sunt împotrivă. Nu. Niște... Dar tu ai inventat fierbinți. Nu am inventat eu fierbinți. Ba, bine, tu ai venit eu am preluat ideea... o poveste, nu, eu am preluat, am mai spus asta. Ei făceau un serial care se numea La Sfierbinți. Și la un moment dat au ajuns la mine, ei oprindu-se, intrând într-un impas, am mers acolo, am vorbit cu oamenii, am zis nu și m-am dus acasă. După care s-a mai ivit odată, iar să mă duc eu și a doua oară, nemai având chiar niciun ban, m-am dus. Că pentru bante, nu știam, atunci nu știam, scrisesem nici câteva piese de teatru, Lombarzilor, nu mai știu, și o telenovelă. În Lombarzilor ai și jucat. Am și jucat, e altă poveste, că terminasem de scris. Strada Lombarzilor e un serial pe care eu l-am văzut la pe Lombarzilor numărul 8, numărul uite, vezi la titlu. Așa, și m-am dus acolo și condiția a fost să merg cu, ei făcuseră un pilot. Știi, și am zis, acum nu mai contează, mie neplăcându-mi pilotul. Merg mai departe cu povestea asta dacă am permisiunea să fac mai încolo ce vreau. Să scot, să bag, să plec de aici că asta e, s-a filmat, s-a plătit, trebuie difuzat. Dar după aia mă duc în ce direcție vreau și fac ce vreau. Oamenii au fost de acord, din disperare sau din nu știu de ce, sau poate chiar au crezut ce le-am zis. Și de acolo a apărut Lombarzilor al meu. Luând niște personaje de acolo și adăugând altele, da? Mutând un pic direcția, am încercat altfel de umor. Cât despre fierbinți, e complet altfel de umor, adică e ceea ce se întâmplă pe stradă. Să-ți spun ceva, în gașca mea de prieteni a fost o perioadă îndelungată în care lumea se saluta sau se întâlnește, ce ai făcut, Băbiță. A fost așa un soi de brand național. Da. Asta ai scris-o tu. Uite, chiar la asta mă gândeam, nu știu dacă am scris eu ce ai făcut, Bobiță sau I-a venit lui Bobonete. Da? Unele sale mele, altele sale lor, nu mai știu. Bine, la început, ce a fost de fapt? Ou, da. A fost o poveste, ai vrut să... La început a fost cuvântul. Așa e. Da. Ce a vrut să fie la început fierbinți? A fost cuvântul, da? Da.
Zi cu cuvintele tale sau cu ale mele. Zi, ce a fost întâi fierbinți, de fapt? Ce ai vrut? Ce au fost personajele? Ce voiau ele să fie? A fost așa ca o plimbare pe străzile din satul meu. Gara Preazna, Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu. Oamenii cu care am trăit, sunt mulți, nu sunt ei acolo. Doamne, dar nu am... Aproape. Sunt discuții, sunt... Este cel mai prezent felul lor de a vedea cumva viața sau cum am înțeles eu văzându-i pe ei, că încercam și eu să înțeleg, bă, cum trăiesc oamenii ăștia așa liniștiți și care e secretul, știi? Și cumva, dacă vrei, las fierbințiu, pentru mine e un dor de acasă și un petrecut mai mult timp cu oamenii de acolo, așa a început, cumva, știi... După ce am setat câți bani ei pe episod, m-am certat cu toată lumea de 6 ori, că așa sunt eu, așa eram, am nedreptățit și toată lumea mă alerga. Când am intrat și am zis, băi, trebuie să scriu, cam asta, a fost o mare bucurie și un stres, că deadline-urile astea sunt foarte nenorocite. Te enervezi când îți schimbă oamenii replicile? Enorm. Atunci, acum nu mă mai deranjează. Acum am observat că, nu că nu mă mai deranjează, atunci eram foarte convins că eu am dreptate și de multe ori aveam, pentru că e mult mai important, cum să spun, să cred foarte tare în munca unui om pe care dacă îl angajezi să-ți facă asta înseamnă că îi dai credit, adică în alegerea lui de a găsi cuvintele alea care trebuie ca să exprime, decât să lași în schimbul improvizația sau ce-și mai aduce aminte din text cel care îl spune, știi, actor sau ce meserie are el. Și atunci e frustrant și da, zici, bă, nu vreau, că nu vii cu o variantă mai bună. Măcar fă-o pe-a mea. Măcar fă-o pe-a mea, cum ar veni. Acum, după niște ani de zile și tot având de-a face cu... având ocazia să experimentez asta... scris, apoi filmat sau jucat sau... Am observat și eu că în anumite momente și cu anumite, în anumite anturaje descoperi că nu ai ales varianta cea mai bună. Și e posibil ca acolo chiar și ție să-ți vină o idee bună, mai bună sau lor. Știi, să zică, bă, dar uite, na, dacă aș spune așa și da, o iei, atunci zici, e mai bine așa, rămâne asta. Tu, de fapt, ai ceva... Adică, în favoarea obținerii unui produs mai performant. Că nu e doar o luptă între cine a făcut, ce... Nu mă interesează. Că nu mă mai interesează. Probabil că e mai grav la început, când, acum, bun sau prost, eu sunt un... Știe lumea cu ce mă ocup, ca să spun așa. Dar la început e foarte important să nu-ți strice nimeni munca, cel puțin la primele texte, mă gândesc eu că așa am pățit. Nu ajunge la public nici ce ai scris, știi? Și nu te judecă pentru ce ai scris, pentru că au modificat ei. Corect. Și atunci nici nu știi. Eu am pățit și reversul. M-au felicitat pentru ceva ce nu era munca mea. Îmi place. Nu știu cum e mai bine. Dar, mă rog, ce vreau să spun e că... Pardon. Nu nimic. Ce vreau să spun este că lucrurile se pot îmbunătăți, știi, să nu fie doar încăpățânare și... Acum, sigur, îți dai seama când unul e pe linie și e, toată munca lui e spre binele produsului sau e așa o vrăjeală de 2 lei. La început zici că personajele din serialul ăsta erau de dor de acasă. Voiai tu să-i arăți pe cei pe care i-ai văzut. Cumva, dar ei au devenit niște simboluri naționale. Nu sunt ei, fraților. Am plecat de acolo. Nu pot să... Și eu am o variantă de Celentano în sat, un fost coleg de liceu care mi-e foarte drag. Da, măcar numele tu l-ai dat? Da, păi cum adică măcar numele tu le-ai dat? Pardon? Da, eu le-am dat numele. Așa vezi? Mă rog, eu știam asta, evident. Bobiță sau Gianni sau Gianina, nu-s numele mele. Vasile, alea erau Robi, da, Firicel, Aspirina, Ardiles, cele... Hai că n-am ajuns la Aspirina. Aspirina are un statut special. Cum a inventat Aspirina? Cum a inventat-o pe Aspirina? Am mai zis, n-am inventat-o. Mirela își dorea și ea un rol pentru că era... De doctoriță. De doctoriță voia? Serios? Da. Și nu știu să-i scriu o doctoriță. Când asta eu nu mă pricep să scriu așa. Bă, aș vrea și eu 6 pagini cu
mai la munte și cu fular. Știi, și eu să fiu aviator. Ciorba drasă cu smântână, da, nu știu, înțeleg. Nu a apărut povestea asta, nevoia asta de personajul curvasatului, cum să o numesc. S-a supărat când i-ai zis cine e? Nu, și a fost ca o glumă, i-a zis, bă, uite, ăsta îți place, e, păi ce e ăsta? E tot un fel de doctoriță, dar mai... Și i-am zis aspirina ca să... Da, ca să rămână glumă, ceva, da. Ca glumă, din ce și-a... Pe de altă parte, i-ai pus de multe ori, nu știu dacă numai tu sau și ceilalți scenariști, niște texte fabuloase care s-au viralizat teribil. Cred că unele dintre ele protestatare, adică erau în ele toată supărarea și năduful celor care nu erau ca personajele din Fierbinți. Da. Și ea a fost purtătoarea de cuvânt tot timpul. Asta da, mie da. Mi s-a părut că aici e privilegiu cuplului. Sau? De ce privilegiu? Eu le-am scris ei pentru că ea le zicea foarte bine. Cred. Eu. Ea este o actriță fabuloasă. Le zicea că mi-aș fi dorit într-o eu, piesă de teatru care nu e a ta și în care ea e tot. Adică, mă rog, mare parte. Vezi, poate te aud ceilalți. Toți ceilalți sunt foarte buni. Sunt așa. 8 actori excepționali. E vorba de Dăi Bătaie. Nu mai Bătaie. Zici, oprește-te. Stai mă așa, puțin. Glumesc, da? E despre Dăi Bătaie. Acum, mă rog, la început se numea Share and Subscribe. Dar pleci în minte cu Mirela Oprișor pentru că ea face finalul. Și eu am rămas toată viața cu ea în minte, îți dai seama că eu înțeleg cel mai bine asta. Cam mă, ești un norocos, nu toți au astfel de șansă. Da, da. Așa, zi-mi, bun, de ce ai plecat totuși din Fierbinți? Că ai scris, ți-a plăcut, când ai inventat, putut, fraților, ai creat. Am obosit. Când, când ai obosit? Cât pot să scriu? Păi am obosit după 5 sezoane și am mai scris 5. Nu știu, până am scris ceva. Scrie acolo care sunt ale mele, nici nu știu. Da, am plecat de la 12, la 24, la 60, la nu mai mori. E satul românesc inepuizabil? Se poate întâmpla tot timpul oriceva? Normal că e și se poate, dar înveți cum funcționează lucrurile, ca să nu zic schemă, și mai învârți și pe parte și pe alta. Adică privești și mai de aproape și mai de departe și mai profund și mai... Hai să... Da, se epuizează, sau cel puțin la mine, eu... M-am oprit la un moment dat, am mai făcut apoi niște întoarceri spectaculoase ca să mai au niște bani, recunosc. M-am făcut cât de bine am putut, n-am făcut bășcălie sau nu. Dar am obosit atunci, foarte tare. Era responsabilitate mare și... Contratimp. Trebuia să scrii la și comandă. Și contratimp aproape. Și nu mai aveam. Cred că aș putut să scriu la Fierbinți, cred că pot să scriu la Fierbinți până mor și încă 20 de ani. Că sunt niște scheme pe care pot să le aplic, dar știu să le aplic, dar nu știu dacă mai are haz, dacă mai... Nu mai... S-a terminat, gata. Pentru mine povestea la Fierbinți e gata, de ani, de zile. Dar te uiți acum când scenariile scrise de alții? Nu? De ce? Că nu mă interesează. Nu mai am... De ce să mă uit? Pentru că l-ai început? Pentru că e parte din viața ta? Nu mai e ce acum la televizor, nu mai e munca mea. Nu mai are... Doar cred că se numesc personajele așa. Mai e munca mea acolo, e altcine, au preluat alții și e meritul lor. A meritat să muncești așa, atât de mult? Eu fiind foarte sărac, am meritat cu vârf și îndesat. Ce înseamnă foarte sărac? Păi adică, să-ți dau un exemplu. Uite, cu Mirela la început, am mai zis asta. Dar nu contează, mie nu mi-ai zis. Dădeam, nu mai aveam, cerusem 100 de, un milion împrumut. Și am făcut și noi schema aia, îți ceream ție pentru o lună și apoi lui ca să ți-i dau ție înapoi. O lună, un milion jumate ca să mai am și ce. Și ajunsesem să nu mai avem un telefon cui să cerem bani. Asta când era? În ce perioadă? La 30 de ani. Nu știu, când am terminat școala în 2002. Cred. Adică acum 20 de ani. Da. 2001-2002. Și așa am început să mă gândesc la scris... Începusem să joc în niște reclame, câteva scurtmetraje. Da, cred că făcusem și cu un cartuș de Ken, mă rog. Uh-huh. Da, mie nu mi-a adus nimic. Eu tot, adică de a doua zi am luat-o de la zero cu orice și cu orice plecare la Cannes, de exemplu. Te întorci acasă și te duci la Mega Image și iei pâine, Doamne iartă-mă. Nu... Și duci gunoi eventual. Și ce mai e de făcut? Nu înseamnă nimic. Nu... Când a fost prima dată la Cannes? Hai că, nu știu, nu cu ani. Dacă spune am cu răspuns, ce? Nu, dacă am răspuns la ce m-a întrebat, că mă interesa mai mult. Ah, nu, ok. Când a fost la Cannes? Nu, te-am întrebat dacă ți-a
A fost profitabil proiectul Fierbinți pentru tine? A fost foarte profitabil, da. Au fost foarte mulți bani, de la un moment dat cel puțin, și apare o foarte bun, mulți bani pentru mine, Dumnezeule, care n-am avut. Am avut o copilărie liniștită, fericită, cu părinții, cu, am avut ce ne trebuia. Dar apoi, de când trebuie să te descurci singur, nu mai e de datoria părinților să-ți dea bani, mai ales că nici ei nu aveau. Mama între timp murise și... Așa, și aici au apărut sume și îți place să ai bani, doar că cu cât erau mai mulți bani, cu atât era munca mai grea. Dar știi că pentru că te-ai oprit, mi-ai ridicat o întrebare la plasă, mama ta a apucat să vă vadă pe amândoi? Nu. Ar fi plăcut foarte mult, Mirela. Adică ar fi fost exact așa. N-am putut să fac pentru mama niște lucruri și vreau să o duc și o să o plimb să fac niște. Să mă vadă, să fie mândră, știi, de-astea. Adică... Dar pe tatăl tău l-ai dus? Cu tata a fost mai, așa ca mine, mai bărzăun, așa, și... Cum să zic? Cu el am făcut ce s-a putut face. Știi? Oricum nu i-a convenit nimic. Da, am murit și Dumnezeu parte... să ierte, da? M-am prietenit la bătrâneț, a fost ok. Dar pe de altă parte, când nu erai cu el, nu era mândru că fiul lui e cine? Ba, da, păi nu? Îl deranja că nu joc în Fierbinți. Alte filme astea, păi el nu l-au. Na. Mi-a zis un lucru excepțional la Lombarzilor, dar atunci că am și jucat și mi-a zis, băi, Cornele, am uite, mă rog, i-a plăcut, nu i-a plăcut. De ce când intră besoiul ăla, s-aude tot ce zice, clar, și e totul așa, și când veniți voi, mi-e, nu înțeleg nimic. Îl dau mai tare. Așa era tata, știi? Da, pe de altă parte, băi, Cornele era în față, dar atunci când Cornel nu era acolo, se ducea să-și ia pâine. Sunt tata lui Mihai Brănescu, eu sunt. Păi nu? El s-a lăudat cu mine când a zis unul, nu știu unde, la mare, că a zis Adrian Pintea de un film ca fiu eu bun să joc. Și nu i-a mai trebuit. Atunci a înțeles că e o treabă. Așa era tata, da? Așa sunt mulți tați, știi? Tata e un... Și el e cumva prins în lumea asta la Fierbinți, știi? Așa e, un fel al lor. Eu asta am iubit la ei și... E un alt fel de a vedea lucrurile, greutățile. Poate apoi m-am dus eu spre comerciar prea tare și am făcut muci toate. Hai încă un episod, încă un episod, hai să le luăm toți bani. Nu e așa. Știi? Oamenii aia sunt... Ei știu exact. Da, eu asta am apreciat la ei, că știu să găsească și la bucurie mare, bă, așa, hai să temperăm bucuria, și la supărare, stai, mă, că nu e atât de grea. Mai dai în pista, mă, să știi. Mm-hmm. Da, nu știu. Bun, după Fierbinți, ai pus punct. Promit că nu mai întorc la subiect. Da, nu, vorbim ce vreți voi. Vorbim ce nu se știe despre tine. Ce poate că unele se știu, dar nu în forma asta. Ai luat vacanță? După Fierbinți? Ai stat departe sau ai scris? Am stat, da, am stat. Am mai scris niște teatru. Așa. Am încercat o chestie la un moment dat ca să mă odihnesc. Când aveam pauză la Fierbinți, se nimerea să joc încât un film. Eu am zis că mă relaxez. Nu e adevărat. A fost două idei. Nu mai contează. M-au obosit și mai tare. Te ajută sau îl ajută pe un actor, mare, mic, nu contează, un actor, să fie acolo pe croazetă sau mai știu eu ce festival? Sunt importante festivalurile? Și nu faptul știu, că ești pentru acolo? Pentru mine, eu, Mimi, nu știu, pentru alți actori români sau pentru... Pentru mine, pe mine nu m-a ajutat decât așa că eu, în orgoliu meu, am zis, am fost la toate edițiile. La Cannes? Da, am fost în vacanță. Nu a însemnat nimic. Am fost așa. M-am dus și pe acolo, am văzut covorul roșu. Domnul Brănescu, poftiți, intrați. Și apoi când am văzut cel mai bine la oficială, că e un întreg așa, ajunge acolo și cu coada ochiului vezi pe cei care urmează, știi? Și când te urci, îi împingi pe aia care au tocmai fost au deja. Fost. Un malaxor așa. Te pleci acasă, adică ieși, bei un pahar cu șampanie, mănânci ceva bun și te duci acasă și zice soția, vezi că
Nu mai avem cereale la copil. Da. Și ții papuci și trebuie să-i cereale și gata. Și nimic. Și gata. Așa a fost pentru mine. Adică n-am știut eu să negociez, n-am știut eu cum să... Da? Nici n-am avut-o... Încă o dată spun, au fost mai mult pentru mine niște așa vise de împlinit. L-ai bifat, l-ai trăit. Realmente, și te-ai întors în papuci să iei cereale la copii. Mă rog, în papuci, în Adidas. Da, o să te citez. Da, așa a fost la mine. Nu înseamnă că am făcut bine sau rău, nu, habar n-am. Nu înseamnă că așa trebuie făcut. Mie așa, sau așa le-am interpretat eu, cred că cel mai bine. Atâta minte am avut. Spune-mi, te rog, despre... Acum scrii doar teatru. Și acum scriu ce vreau. Asta e bine. Până acum scrie ce voiau alții, acum scrie ce vrei tu. E, și înainte am scris ce am vrut. Nici acolo n-am scris ce au vrut ei. Am scris pentru ei. Am scris ce am vrut eu. Cu viteza. Am avut norocul să am liber și să scriu ce vreau. Deci dacă nu stă bine tricou în timp ce vorbesc, ești, mă ceartă foarte Mirela. Bine. Nu. Sunt bine? Mersi frumos. Ești foarte bine. Bun, scrii teatru acum. Scrii ce-ți place? Da, încerc să mă re... E complicat după ce scrii într-un fel... Băi, să stabilim o treabă. Eu nu sunt un scriitor. Eu nu sunt un autor. Eu sunt un actor. Cum ești? Dramaturg? Da, dramaturg, că m-am făcut... Eu nu știu cum ajungi dramaturg. Eu n-am făcut vreo școală de ceva. Vreți să facem un scrii... Google? Luăm telefonul și căutăm. Mimi Brănescu, da, primul lucru este un... dramaturg. Atenție, nu mă prefacă, vai, nu sunt. Nu, dar vreau să spun... Nu am niște școli, niște studii care mă recomandă sau sunt un om care a găsit aici o nișă, s-a dus pe ea, am încercat să fiu de la un text la altul mai bun, mai să văd ce n-a fost bine și am ajuns, nu știu, la un nivel, habar nu am care e el acum. Eu de aici încolo, să-ți răspund la întrebare, învăț să scriu mai bine, cam cu asta mă ocup, dacă o să mai pot mai bine sau habar nu am. Acum se joacă câte piese ale tale? Nu știu. Câte ale mele. Genul acuzativ, genul l-am văzut. Acuzativ, da? Ultimii la Metropolis. Nu, se mai joacă ceva. Cel cu Vlad și cu Mirela, care e foarte Dumnezeu bun. Dumnezeu de-a doua zi. Alt text foarte tare. Da. Și se mai joacă niște texte despre care nu știu ce să... Insomniaci, bravo. În care sunt toți colegii, toți oamenii pe care îi poți vedea și în Fierbinți. Nu știu, sunt doi. Doi, și da, Busu. Și Florin Busu, uh-huh. Da. Da, bun. Deci se joacă. Te joci. Da. Față de ce? Da. Față de cei care nu sunt montați deloc, sunt foarte jucați. Asta înseamnă că oamenilor le place ce faci. Deci asta te face dramaturg. Nici eu nu sunt om de radio. Sunt profesor de engleză, n-am predat o zi. Da, da, sau tu, de spaniolă, nici atât, asta, nici măcar practică n-am făcut. Oricând îți poate spune cineva, vezi, eu am o frică asta multă vreme și la Fierbinți la început a fost foarte... că vine unul și mă trage de mânică, bă, oprește-te, gata, că tu chiar crezi că știi să scrii? Gata, nu știi, ai făcut și tu acolo, gata. Și din frica asta am învățat să fiu mai bun. Și acum poate să vină oricând. Știi, ai, am așa o... Aveam într-o vreme că la un moment dat o să vină cineva, știi, și o să zică, Mimi, hai, ia, ești de acolo, te-am lăsat, hai, lasă pe alții, știi? O impostură, că e o impostură. Cum, Dumnezeule, adică și eu sunt o impostoare? Că lucrez de 32 de ani la radio, da, și pun întrebări? Nu asta, nu. E așa un fel de teorema congruenței. Dacă vorbim tu nu ești actor, mine, sau păi ești actor și sunt, nu ești... Actor sunt bun ești... sau prost, nu știu, asta e altă discuție. Dacă ești actor, dar nu ești dramaturg? Am făcut o școală, dar pe mine nu m-a învățat nimeni cum să scriu. Nu mi-a zis nimeni, băi, Mimi, fii atent. Deci există o școală de scenaristică acum, da? Eu am făcut acum pentru... Am mai făcut odată online, așa, cu niște oameni foarte drăguți și de la Timișoara. Și acum... Adică ce, eu nu sunt drăguță? Că sunt de la București? Nu, doar aranjam în timp lucrurile cronologic. Și la un an de zile m-am făcut la București, la Centru Sava. M-a sunat Claudiu Goga să mă întrebe dacă vreau să fac. Și am făcut ceva acolo. Mi-a fost foarte greu să mă iau în serios. Apoi am zis, adică am zis da din momentul în care am înțeles că pot să învăț pe alții ce știu eu, nu să-i învăț să scrie.
Și atunci nu mai e impostură, că am anunțat de la început, fraților, eu nu știu să vă să scrieți. Eu pot să vă spun prin ce am trecut eu și să vă zic cum organizez eu lucrurile când scriu. Și cei care au fost de acord au rămas și așa da, dar nu sunt un autor. Autor ești, nu știu, când faci o școală, abar zic prostii, nu știu. Nu e adevărat. Autor ești când oamenii joacă ceea și are succes și cineva plătește de două ori bilet ca să vadă pentru că n-au înțeles textul bine. Cum am făcut eu, am văzut textul de la genul acuzativ și când era aici negru și alb și gri. Cu două sensuri. Am văzut, de ce? Că așa s-a numit. Ai nevoie de două vizioneri ca exact, să înțelegi. N-am înțeles. Poate că sunt eu prea blondă pentru textul tău. Glumim, poate e prea profund. Bine, spune-mi, te rog, care sunt lucrurile cele mai mișto, bune, minunate, care ți s-au întâmplat în viața asta? Lucruri, nu oameni. Să nu încep cu Ana, Mirela, că știu. Da, mama, tata, frații mei, familia. Lucruri frumoase. Evenimente. Păi nu știu, unul a fost că am intrat la teatru. Zici să nu mă leg de familie, da, așa, nu? Că am intrat la teatru, că a fost atunci, n-am mai plâns așa, am avut o bucurie când am văzut că am intrat, că atunci când s-a născut, bine, când s-a născut fiica mea mai mare, dar în direcția aia, știi? Așa de râsul, plânsul, că era ceva teribil, nu știu, incredibil să intre unul de la Bălcescu, de la unde eram eu, de la așa, de la țară, la teatru. N-a crezut lumea până și când mă vedeau la televizor, tot nu credeau. Nu știu cum să spun. Da, băi, unul care seamănă cu Cornela. Aia a fost o mare bucurie, știi, un lucru bun care mi s-a întâmplat. Și al doilea, cred, când am început să-mi placă să scriu. Sau să... ce fac eu acolo? Știi? Și nu știu ce să-ți mai spun. Vor mai fi și altele. Ți-a fost luată foarte... Egoist, da? Egoist, un demers egoist. Acum zic numai despre mine și atât. Păi despre tine podcastul. Atât, da. Da, nu știu. Și că n-am plecat în armată a fost un lucru bun care mi s-a întâmplat. Că n-ai plecat. Că n-am plecat, că nu-mi doream foarte mult. Nu știu să spun de ce. Că am cunoscut oameni extraordinari, iar sunt, dar ai zis să nu fie cu oameni, dar al meu, gata. Mă rog, nu, să nu fie cu oameni pe care știm, sunt certificați că sunt ai tăi, cum e Ana, cum e Mirela, cum sunt părinții tăi, fratele tău. Am avut noroc să știu să să învăț să când eram mic să-mi dau seama că e mai bine să taci decât să spui ceva când n-ai nimic de spus. Știi? Adică ăsta a fost un noroc să-i bâlbac și pe ăsta că am înțeles, am avut, cum să-i zic, nu priceperea, am avut mai mare dorință de a asculta un om și să învăț de la el decât să-i demonstrez lui câte știu. Știi? Da, asta o ai în ADN sau te-ai educat? Nu, așa, pentru că mă fascinau. Venit de la țară cu cizme de cauciuc, orice era nou și fantastic pentru mine și normal că scam gura să aud ce spune decât să-i spun eu, ce să-i spun, pe de altă parte ce era să-i spun. De la un moment dat am început să înțeleg că și eu am lucruri de spus, și eu am lucruri de spus, au vorbesc tot timpul de 20 ceva de spus. Vorbesc de 20 de ani, vorbesc, cred că asta a fost un lucru cu noroc la mine, că n-am avut dorința mai mare de a mă da mare, ci am avut dorința mai mare de a mă prinde cum merge treaba, de a învăța. Adică am investit imediat oamenii din jurul meu cu încredere și am fost dispus să caz gura. Câte vreme m-au ținut cu gura căscată, când nu m-am mai imediat am contestat. Când ai fost ultima dată cu gura căscată? Ieri. Uite, astăzi mă uitam la un interviu cu Johnny Răducanu și spune niște lucruri și te uiți așa. Oameni, unii se nasc cu stea în frunte. Dar și tu ai o stea, doar da, că sigur, tu nu vezi. Hai să trecem. Te-ai acoperit acum chiar. Mi-am cu bretonul. Cu bretonul, eu cred că tu ai o stea în frunte. Eu cred, uite de la mine și uite, mă uit în cameră și cred că ai o stea în frunte. Scrii niște lucruri și mai ales le învârți într-un fel atât de neașteptat, încât pentru mine, ți-am spus, puțin așa să văd steaua din frunte. Da. Ți-a fost vreodată greu? Greu, greu? Cum să? Când a murit mama, foarte greu și a durat și mult. De ce? Pentru că aveam 26 de ani, o soră mai mică de 22, mai am doi frați mai mari, dar noi eram cei mai
sora mea asta mică chiar i-a fost greu. Cancer. Nu știam, eram avioane atunci. A fost ceva... Ăla a fost foarte greu. Tata când s-a îmbolnăvit și el când a murit acum mai târziu, sigur era mai mare. Îți moare un părinte, avea, era mai în vârstă, mama a murit la 55 de ani. Poftim. Bum, bum, mitralieră, da. Aia a fost direct în genunchi. Pac, 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 patru frați. Complicat. Ăla a fost un moment foarte greu. Când a murit fratele Mirelei, că n-am știut cum să o ajut. Fratele Mirelei a murit? Da, n-am știut cum să o ajut cu povestea asta. Adică am așteptat cu... Chiar dacă știam că trecusem prin asta și așa și ce poți să faci? Acum câțiva ani? Au fost momente grele, da. Nu știu să zic altele. Ce faci? Așa, cine, da, alea teribile, că până la urmă moartea, așa, altceva. Toate celelalte sunt reparabile. Tot ce cumva se rezolvă, nu mai e problema, da. Ce te ajută? Ce te ridică? Cum o naivitate așa de la Doamne, Doamne, am primit-o eu, știi, când nu înțeleg ceva, adică imediat mă raportez în inferioritate, e Doamne, Doamne și știe El mai bine. Știi, nu mă apuc să... Mi-e greu să înțeleg, mi-e foarte greu, dar nu mă iau cu El de piept cum ar veni, știi, nu zic, băi, ce nedreptate mi-a... Cred că asta și pornesc chiar pentru că... Dar cred că e o formă de protecție. Așa m-am născut, când am întrebat-o pe mama când eram mic. Deci mama n-a fost o femeie credincioasă, dar n-a fost nici una care să arunce cu o în biserică. Și am întrebat-o când eram mic și cumva mă definește asta, știi? Mamă, care-i treaba cu Dumnezeu? Cam pe unde ești? Există, nu există? Dacă de atâtea mii de ani mama care, na, nu, era o femeie simplă, cum sunt și eu, un om simplu. Cum era și tata, așa și tata poate că era mai deștept. Era. Și dacă de mii de ani, oameni mult mai deștepți ca noi s-au gândit, au răscolit în toate feluri și au ajuns la concluzia că există, ne apucăm noi să zicem că nu. Și mi-a rezolvat toată problema asta. Adică am pus-o în cârca altora. Dacă nu există, e vina lor. Da. Cât mai deștept. Dar eu cred în Dumnezeu și m-am... Da. Iorga o zicea pe aia că dacă există și nu cred, la revedere. Ca Iorga, să, nu? Ca să nu mai zic, da. Că poți să pii și mai rău. Dacă există și nu cred. Și mai exact. Înfăr. Da, păi cum era? Da. Nu era, păi, așa era. Păi da. Mai bine cred. Dacă nu există și eu cred, na, asta este. Asta mi se pare, da, un pic există așa și nu cred. Mi se pare așa, la două capete. Nu, la mine, da, eu am îmbrățișat povestea asta și așa a rămas. Nu, eu niciodată nu m-am îndoit de existența sau de... Și cred că așa e normal să fie. Și merg mai departe că am o colaborare așa. Da, apropo de întrebare. L-ai simțit? Știi? L-ai simțit vreodată, da, că te-a luminat? Așa, că au fost momente niște, în care... Am avut așa niște... A fost cu tine? Da. Vezi? Da. Sau domnul Iorga are drept? Îți face așa. Exact. Știi, tu n-ai ce să cauți aici. Hai. Hai, îți place? Da, hai, dă-te. Du-te în partea asta. Stai că lasă-mă și pe mine. Nu, nu-i dă-te. Și după aia afli că de fapt te-a protejat teribil. Că nu trebuia să fiu acolo sau să fac aia, da. Am pățit asta de câteva ori. Cum arată o zi din viața ta? Sunt două la fel? Boring. Ești șablon? Foarte boring. A, nu spune asta. Da, nu, cool, beau cafea. Ești matinal, ai ceas la aceeași oră, alergi, faci, păi, sport, mănânci. Păi mă și schimbă acum, îmbătrânesc, nu știu ce. Mă scol dimineața și mă enervez că mă scol de dimineață, apoi mă mai culc un pic, că n-am nicio treabă. Știi? Acum repet, am treabă, mă duc, fac un spectacol. La Vulandra. La Vulandra, dar altfel așa e. Dau mâncare la pisici, pot să iau, dacă mai trebuie ceva de la magazin. Ce scrii? Păi nu scriu așa în valuri, am niște de-alea, dar mă intru pe ca tractorul pe brazdă să scriu. Adică nu. Atunci când scrii două săptămâni atunci după care scriu, spui da. Atunci stop. Când scriu, când mă așa face plăcere sau mă atrage sau setez bine o premiză și plec pe ea, am și o motivație, că acum a început să fie necesară, înainte n-aveam așa, îmi plăcea să scriu. Da, ca să recâștig plăcerea trebuie să am o motivație bună. Da, după aia... Până la o lună așa sunt cu... Dar nu
nu, autism, adică nu pot să nu, nu pot să discut cu mine, dar sunt, rămân cu ele în cap. Așa, știi, aia, ce a zis ăla, mai, da, mai departe. Îmi place aia, adrenalina aia îmi place mult. Dar e foarte obositoare, pentru că eu nu știu să scriu, să mă scol, să mă trez, să așa, să beau o gură de ceai, mă mai plimb prin, printre frunze. Mai vine niște inspirații. Și da. Nu, da. Eu când scriu, scriu ca la mină, nu știu, să scot tot cărbunele de acolo, intru, rămâne, mi se tocește părul. Și până la sfârșit, când sunt cu ochii injectați, dar am terminat, un prim draft. După aia îmi face plăcere, mai adaugi, mai tai, e frumos. Aia e cea mai frumoasă parte. Nu mai contează, dar prima e... Apoi mai trec două, trei luni, mai citești o dată și zici, mai chinui degeaba, că e prost. Că sunt în penită. Și exact atunci apare unii care zic, apar unii care zic, bă, da... E mișto asta, îmi place. Dăm și mie, că eu nu le dau, eu am și eu o relație de zici că scriu. Dă mai mult de rușine, știi, de jenă, sunt... E amestecat. Așa un mix între super orgoliu și super frică. Știa, nu știu de ce, mi-a dat și mie Dumnezeu așa mai pe... Adică ori zic că mă iau cu toți de piept și nu mi-e frică de nimeni, ori... Pugi. Nu mai ies de sub preș. Așa, știi? Mai ai și alte frici în afară de asta? Ei, ca toți oamenii. Am frică să mor în pădure noaptea singur, de exemplu. Nu eu cred. N-am frică că mor în avion, că suntem mai mulți. Așa e. Să o găsi un. Dacă murim cu atâția oameni, așa a fost să fie. Dar singur ca prostul noaptea în pădure să mor de frică, să... De... Hai de mine, aia mi se pare. Că să n-ai cu cine să... De singurătate. Deși îmi place singurătatea, dar singurătatea aia... Îți place să stai într-un loc singur? Dar să știi că e acolo cineva, da, căruia să-i spui, că să-i am... povestești. Dau link, imediat intru acolo, pe unde trebuie. Am singurătatea aia să... care probabil vine cu ce înaintezi din vârstă, că am tot văzut oameni în situația asta, trebuie să înveți să trăiești și aia atunci. Adică să înțelegi că ai ieșit din cărți, că... Vezi, asta nu înțeleg, eu n-am înțeles la bătrân niciodată. De... Am întâlnit foarte rar oameni de ăștia, mai ales care au făcut niște lucruri. Noi n-avem eu n-am întâlnit, nu că n-avem. Poate zic o prostie acum, am ieșit, nu vreau să supăr pe nimeni, nu mă mai interesează să supăr pe nimeni. Niște bătrâni așa relaxați, satisfăcuți nu, pentru cu că, ce au făcut, cu viața pentru lor. Pentru că toți au suferit într-un fel sau altul. Da, dar n-au avut? Care să dăruiască acum, să nu mai fie în competiție cu tine. Păi tu te superi pe mine când acum, sigur, sunt și eu destul de la o vârstă, sunt un domn tomnatic, râdeam cu nevastă mea, glumim, da? Dar un băiat omnatic, chiar domn, uite ce vreau să zic. Despre relația cu dorința de a fi bătrâni frumoși și... Da, relaxat, să găsești, să dăruiască, nu să concureze. Eu concurez succesul meu sau insuccesul, poate să bucure sau să indispună. Așa, da. Cel mai bun moment, bravo, lasă-l. Poți să fumezi și o țigară? Tu ce, la ce te uiți? Da, lasă-mă să fumezi și o țigară. Hai, 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 că mai avem un pic, mai avem okay. Un sfert de oră, 20 de minute, da? Okay. Mă rog, un bătrân, nu mai contează. Generoși care să dăruiască, la care să te duci ca la... Să te sfătui, niște sfătuitori. Dar tu când ai ceva gata, când ești aproape de gata? Niciodată. Niciodată nu te duci la nimeni? Validezi tu? A, da, asta cine? Nu, am crezut că dacă e gata, nu e gata niciodată. Nu, 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 în sensul de ai ceva, un text care e bun, e, îți place, îl înainte validezi cu cineva? Mirelei, da, Mirela, și acum, dar ea citește, n-are chef, îi se pare că nu mă iau după, nu contează părerea ei, mă, hai, domne, lasă-mă. Da, da, știu, știu. Și când citește, da, dar zic, da, și cui să, și eu înțeleg, na, nu mai, da, acum mai fac și eu la teatru, nu mă duc. Zic, cum a fost? Nu știu, n-am văzut. Cum să-i spui așa ceva? Păi, dar de ce e mai important? Am văzut împreună premiera de la Share și Subscribe. Stai un pic, de ce e mai sfârșit? Importantă munca ei sau munca? Nu, nu, nu. Sau cum? Dar tu ești mai generos. Dar de ce? Și ea e foarte generos. Vezi? A citit săraca și am bombardat-o an de zile cu, bă, fii atentă ce idee mi-a venit. Mimi, lasă-mă, că am și eu altele pe cap. Sigur că am bombardat-o, dar... Na.
Ce ai zis după ce ai văzut cer? Ce mâncăm? Mergem să mâncăm undeva? Ai mă, Zoro, făci tu ceva de mâncare, cam bancul ăla. Nu, ier, nu, nu. Nu, am zis bravo, felicitări, am învățat să zic cum se zice. Cum să-i zici? Ce să-i zic undeva asta mea? Păi crezi că eu mai pot să o păcălesc? Sau ea pe mine? Și zic bravo, adică Mirela. Vă, vă, fost vedeți, vă vedeți când vă întâlniți după ceva? Vă vedeți, felicitări, știi? Te iubesc, ești cea mai mare actriță din lume. Și nu ea râde uita cu lacrimi. Nu râde cu lacrimi, că am învățat și o să o colesc după spectacol, că nu atunci trebuie să-i zici. Nici la o săptămână nu mai contează. Și mi-am făcut programul în așa fel încât nu pot să ajung niciodată la premier. Serios? Nu te cred. Tu nu vezi primul ce face ea? Și ea nu citește întotdeauna prima ce scrii tu? De ce vă certați la un moment dat? Nu, avem tocmai o relație. Păi așa se întreține relația, aha, după părerea mea. Câți ani au durat până ați învățat asta? Mai târziu. Ne-am prins. De ce? Mie îmi place. Dar și dacă nu e bună într-un rol, trebuie să fiu, să nu mai învăț. Dar nu cred că ea nu e bună. Sau dacă eu scriu o prostie, mie mi-e mai dezamăgit. Mai contezi. M-ai dezamăgit astăzi, mâine sunt din nou. Dar de ce să o dezamăgesc? Dar de ce să mă interesez? Dar mai și bine... dezamăgirea e firească, nu? Da, mă, nu, eu ziceam ce ar putea să zic, adică eu ce aș putea să scriu, să zică Mirela, bă, m-ai lăsat lată, mă cunoaște, știe, mai vine o idee, mai adaug niște lucruri, mai, nu știu, mă gândesc, ce să-i fac cu nevastă mea asta? Dar am scris mii de pagini la Fierbinți, la telenovele, la Fetele Marinarului, la Loma. Ce să mai scrie? Lasă-le, mai scrie și alții. Scriu acum, mă îndrept spre format mic. Mic, da, două, da, propoziții. Am inversat acum. Durează mai mult, dar e esență, cum ar veni. Sau măcar o caut. Da, da. Că acum scriam repede și mult. Gata. Ce face Ana? Ana este o fată superbă pe care o ador. Asta știu. Și face numai bine. Ce vrea să facă? Ce o vezi? Din doi oameni miștoși. Cred că ar putea foarte bine să scrie și sau să se facă, să joace, să fie actriță. Și cântă, e în zona asta. Foarte. Adică, măi, mie îmi place tot la ea, e fime. Dar chiar e bună. Am văzut niște de-alea cu la școală. Juca, mamă, am zis, la un nivel așa. Și scrie bine, dar ea pentru că eu scriu să... Cred că nu. Păi da, dar și mama joacă. Și da, păi și acolo e o problemă, cred. Dar ar putea să le facă pe amândouă, știi? Foarte și poate bine. Că le va face. Și să cânte ar putea. Deci va fi în zeamă. Crezi da, că e genetic clar. Sau e pentru că a văzut, a crescut cu voi, făcând, nu citind, știu, jucând? Că, probabil că da. Nu știu, da, eu aș vrea să orice. Cred că poate, cred că e genul de om. Dar ea spune că e fica voastră? Da, acum da. Cred că a și care... ajutat-o, dar a fost și greu. Știi, nu e confortabil. Nu, că... când ai doi oameni foarte talentați în casă, nu, e greu de să fii asta, copilul da, lor. Să zicem așa, de cunoscuți, că stârnești probabil invidii la colegi, la... nu e ușor. Bănuiesc că și știți foarte bine da, ce da, zic. Sunt momente da. În care nu vrem să arătăm asta. Vrem să fim noi și să fim valorați pentru cine suntem noi, nu pentru păi că sigur suntem că copilul da, și copil. Ea nu, este nu stă în cârca noastră. E din potrivă, e foarte independentă și nu vrea să discute despre asta și nu-i place lucrul ăsta. Chiar nu-i place și îl dă deoparte, dar pe de altă parte e fata noastră. Și, na, ce nu, să da, facem? Ce nu da. Se poate schimba asta. Poate să fie, cred că e în egală măsură și un avantaj și un dezavantaj, nu? Ca să zicem și o banalitate, o platitudine. Da, nu se poate fără platitudine. Bine, ce din ultima vreme te-a impresionat din ce ai văzut, din ce ai căutat? Că știu că te uiți, că ești genul care nu neapărat. Ajunge, nu la uit. Televizor neapărat, ci pe canale. Nu. Pe ce te uiți? Ce faci când pisicile au mâncat... Cumpărăturile au fost făcute, Mirela joacă, Ana la școală. Unde să mă duc să-l sun pe Vlad, pe prietenul meu care merge la pescuit și dacă să mergem luni sau într-o zi la pescuit. Aolea. Pescuiești? Dar doar așa, bălți sălbatice la caras, da? Ca să dăm șanse peștelui, nu dă asta catch and release. Nu-mi place, că la vânătoare nu s-a aplicat aceeași chestie, știi? Aolea. Îi tragi un culor și zici, ești liber. Ce să mai fie liber? Na, așa că... Nu, să prindem acolo trei pești, mie mi se pare foarte tare, dar nu mereu, am așa perioade, două, trei săptămâni, mă apuc, apoi îmi trece doi ani. Și când îți trece, ce faci? Când îmi trece, când îți trece aminte. Cu pescuitul, ce, la ce te uiți, ce faci?
Ce? Nu știu, mă, am văzut, ce vrei să zici, filme? N-am văzut, n-am citit, n-am nimic în ultima vreme, n-am niciun film, niciun serial. De ce? Pentru că am scris. Aha, ai avut preocupare bună. Am avut o preocupare bună. Dar se fac seriale și filme bune? În lume? Excepționale, cum adică? Adică, zici-mi unul care te-a surprins, ca să știu și eu ce fac de mâine sau de diseară. Păi nu, astea vechi, nu astea noi. Nu știu, am mai spus, mie mi-a plăcut extraordinar Ray Donovan. Și Game of Thrones mi-a plăcut. A fost un sezon 5 sau 6, nu știu, sau 7. Dom'le, scris la un nivel excepțional. Nu ultimul, da, da, nici la mine. Păi au niște foarte buni. Rămâi așa să nu mai vezi odată, zic la nivel de nou, de decoruri sau de poveste, de ce zic oamenii ăia. Bun de tot. Sunt multe seriale grozave, nu-mi vin acum în cap. Eu nu prea, n-am putut să mă uit la seriale când scriam Fierbinți pentru că mă inhibam. Eu ani de zile nu m-am uitat la seriale, că vedeam câteva episoade și ce s-a întâmplat? Despre Writer's Strike, îmi scrie fii mea. Știi că sunt la, grevă la scriitor și era disperat Jimmy Fallon. Vreau, dați-mi scenariștii înapoi, că nu mai pot să vorbesc. Iubita mea, ei aparțin unei lumi la care... Fără scenariști nu există viață. La care eu nu am acces. Ea este cum te uiți tu la ce face, ce Jimmy Fallon. Așa mă uit și eu. Nu e lumea mea aia. Eu n-am acces acolo. Dar nici eu, dar asta nu înseamnă păi că nu-mi înseamnă, plac. Ce ar trebui să zic, colegul meu? Sau păi cum? De ce nu? Dumnezeule. Dar ai scris cuiva replici banale, simple, vreodată? Platitudini, cum le spui tu, doar pentru că trebuia, pentru niște bani? Nu știu, da. Păi da, și Fierbințul ce? N-am vrut asta să întreb. Păi, da, nu e așa? Da. Am scris cu mare drag niște sezoane. După aia am scris cu mai puțin drag niște sezoane. Mm-hmm. După aia cu și mai puțin. Dar unele le-am scris, pleacă trenul A din gara B, asta e schema, deci îl scot pe ăsta. Îmi cer scuze. În pachet. Îmi cer scuze. Da, da, pe de altă parte. Doar am vrut să iau banii aia de acolo. Normal, noi toți facem asta, dacă cineva își imaginează că facem pentru că ne place niciodată, spațiu. Și... Nu am scris la mișto, am scris întotdeauna cât de bine am putut, dar de la un moment dat n-am mai putut. Atunci trebuia să mă opresc. Dintre cei cu care lucrezi astăzi, ai o listă de preferați? În sensul de, știi că eu cred că generația asta 40-50 sunt foarte buni. Nu pentru că sunt și eu în generația asta și contemporană cu ei, păi dar cred că sunteți foarte buni. Ar trebui să toți. Toți sunteți foarte buni. 50, nu, acum mai, când trebuie să mai faci niște lucruri, mai poți, după aia intri la pensie. De la Marius Manole, la Mirela, Medea, Marinescu, Pavlu, Andy Vasloianu. Doamne, ce buni sunt toți. Adică ei, eu nu am lucrat cu ei, nu lucrez. Vlad, Diana, am lucrat prea puțin, n-am. De ce? Păi n-am avut. Cu Vlad am lucrat la două spectacole, dar nu cu Andy când eram mic, când am jucat într-un film sau într-un serial. Da, acum joci din nou. Joci. Da, nu zic. Scriu un scenariu în care e din nou. N-am făcut împreună lucruri. Uh-huh. Uite, acum Andy e și el la Bulandra, la piesa asta. N-am lucrat cu ei, știi? Cu Medea n-am lucrat niciodată. Cu Manole n-am lucrat niciodată. Da, nu e timpul pierdut. Da, nu e că am... nu plâng sau nici nu... Da, nu ne-am întâlnit. Ziceam că e o generație, da, în care nu... Pentru că sunt foarte prinși. Mirela, cât e? A jucat cât la Fierbinți, cred că și Manole un pic, da. Mirela, jucat, da. Cât stă acasă din viața voastră comună? Că în ultima vreme o văd aproape zilnic. În ultima vreme a stat foarte puțin și acum și mai puțin. A pus o frână. S-a oprit? Păi s-au terminat astea și mai stă și pe acasă. Ceea ce nu e cel mai rău. Adică e intens așa tot sezonul ăsta în care încă se stă în casă și în teatru, păi după care vine vara, da, și oamenii ieși. Și nu numai, ea n-a fost, ea are și serialul, ea și Fierbinți merge la filmări, repetiții, acum s-a angajat și la Național și a intrat în 2-3 piese și au fost repetiții plus turneele astea. E complicat pentru ea în primul rând, dar și pentru ăștia care rămân acasă.
Nu grav, dar zic, e, trebuie să gestionezi un pic lucrurile, știi? Tu ești un tip norocos, ai spus că ți-ai dat seama de la început că nu vrei să fii neapărat actor, dar da, vrei să, ai știut că vrei să scrii, ai scris, s-a jucat ce ai scris, deci s-a validat, deci ești foarte bun. Ce le spune unor tineri? Am aici niște tineri care ar vrea să audă sfatul tău și știu ce spun, asumat. Știi că e un... Când un drum devine trudă, ăla nu e drumul tău. Am învățat-o și eu de la cineva. Mi-a zis-o și pe mine m-a marcat. Când te chinui, când îți dorești ceva și te chinui mai mult decât, înseamnă că... Nu-i pe acolo. Mai caută. Și extrapolez așa cu matematica, cumva, că... Stai, am zis și lui fiimea, noi nu suntem buni la matematică. Suntem muci la matematică. Nu că... Na, dar vreau să spun, eu sunt muci la matematică. Și... Da, fiica ta e olimpică, ce să zic. Nu, nu e olimpică, nici așa ea, nu e zona ei deloc. Mă, s-a nu recunoaște, nu știu, amă. Da, cred că e varză și a mai recunoscut. Și i-am zis, băi, Ana, este foarte ok, o ecuație, mama e de ecuație, chiar dacă nu mă pricep, o fac și eu în 4 luni de zile, o rezolv. Da, câtă vreme altul o face în 30 de secunde, merită munca mea? De ce? Adică cui folosește? Nu mai bine te duci și lei pe ăla care o face în 30 de secunde? Cam. Corect. Pe aici trebuie să-ți găsești abilitatea, mă gândesc. Unde ți-e simplu, unde simți că e de muncă, dar îți place și nu simți cum trece timpul? Ai. Da, sigur, cu confirmări. Da, ai nevoie să fie. E simplu, trebuie să-ți câștigi tot timpul existența. Minim. La nivel minim, dar să încerci să-ți o câștigi. Și atunci cred că poți să-ți permiți orice încercare. Au fost o felul de povești în legătură cu faptul că v-ați îmbogățit, că stați la Paris, că noi? V-ați mutat pe Coasta de Azur, e adevărat? Nu, ne-am simțit bine. Am avut eu un velier la un moment dat, o barcă de asta de 3 cabine și am vândut-o. Am luat, m-am învățat și pe cineva, bă, ia-ți o barcă de cât să așa, ia o barcă micuță, să te plimbi cu ea, poți face așa, dar cum era Volkswagen-ul Golf? Să poți să o vinzi. Și am luat-o de aia, ne-am bucurat 3-4 ani de ea, am vândut-o și... Foarte tare. N-am cumpărat peleșul. Încă. Și nici nu am n-ai atâția bani și nu cred că o să avem niciodată. Nu suntem niște oameni bogați. Suntem niște oameni, cum să spun eu, și mi-am dorit asta, care, dacă mergem, dacă eu te invit la restaurant, pe tine și familia ta, și pot să plătesc liniștit nota. Dar eu muncesc pentru asta. Normal, noi toți muncim pentru da, asta. Da, nu mă gândesc, ce-a luat Liana? Aolo, hai că nu mai beau eu vin. Știi? Știu. Dar nu înseamnă, adică nu voim, nu suntem. Tot dacă legenda merge așa, las-o să curgă. Las-o, da. Ce ți-aduce anul ăsta? Ce se întâmplă în vremea următoare? Piesa de la Bulandra, ai zis că da. Și regizezi? Da, bineînțeles. Ce text e? Ce e? Nu. Asta știu. Nu știu, n-am. Oșilez, variele sunt pe... N-ai titlu? Nu. Nu sunt bun, nu mă pricep la titluri deloc. Nu știu. Nu că la altele, dar la titluri. Și am așa între family.exe, bilă, mantă, bilă. Bilă, mantă, bilă. Da, așa mi-a venit. E un pic așa, dar exprimă bine. Sushi. Nu știu. Și mi-a mai venit. Laurențiu cel Mare. Dar de fapt ce e? Povestea cui? Nu pot să zic. Nu vrei să-mi zici? Nu vreau să zic. Așa? Family.exe? Dar nu e greu pentru România? Așa și... Așa e, da. Ai dreptate. Lasă că fac alții ușor. Am făcut și eu ușor. Acum nu mai vreau să fac ușor. E cineva cu care vrea să lucrezi și n-ai lucrat încă? Ei, sunt... Nu știu. Da, dar nu e o suferință. La mine n-a fost... Eu nu mi-am dorit să joc un rol, nu mi-am dorit să fac un lucru, nu mi-am dorit să joc la cineva sau să fac cu cineva. M-am bucurat de fiecare lucru în parte. Bine, sau m-am enervat în egală măsură, dacă nu mi-a plăcut. Reformulez, mondial așa. E cineva pe care admiri? Da, sunt mulți, da. Ia zi.
Daniel Day-Lewis. O, da. Pentru că își permite să citească scenarii și la 3 ani să aleagă un film. Sau cel puțin într-o perioadă făcea asta. Sunt foarte mulți cei pe care îi admir. Mai zi? Anthony Hopkins. Oh. L-ai văzut dansând? Nu, dar am văzut tatăl. E o postare. Și multe. Și acolo am înțeles cum funcționează, e de o tristețe. Și un actor, frate, da. Excepțional. Mulți, nu e știu. E o postare pe Instagram de milioane. Cred că a ajuns la 1 miliard în care dansează într-un spațiu deschis. Dansează, are 80 și da, este... Păi de mine, sunt de acord. Sunt mulți și aș uita, nu știu. Nu știu. Doamne, nu numai domne. Așa, așa. Da. Cum o cheamă? Jessica Lange. Mm-hmm. Îmi place foarte tare. Îmi place, îmi plac Meryl Streep și toate. N-ai cum să nu să le refuzi. Jennifer Lawrence și super actrițe și excepționale. Dar sunt multe, doamne, nu. Charlize Theron, nu știu, dar mă rog. Cu Cate Blanchett. Cate Blanchett. Mamă, ce rachete sunt toate. Na. Și actor, mie și Brad Pitt îmi place foarte mult. Mm-hmm. E un super actor. George Clooney. Nu mai zic de aia. Dustin Hoffman și Pacino și De Niro. Ce să, sunt fabuloși. Plus tineri, mulți tineri. E... Da, și la noi și... Românii îmi plac. Îmi place. Când cineva face un lucru bun, îmi place și mă bucur. Mi-ai spus că pentru tine nu au contat niciodată premiile. Sau au fost interesante doar cât să... Atunci când îmi rezolvau niște... Atât. Da, pentru că nu credeam că pot și eu să iau. Și după ce ai luat, s-a validat, s-a... la revedere, nu s-a schimbat nimic. Sau de două ori nu mi-am tot mai... Tot la cumpărături te-ai dus să cumperi cereale. Pentru că la noi n-a funcționat așa. Știi cineva că am luat eu premiul de interpretare la Gijón? Unde? Gijón. În Spania? Da. Claro. Sau la Namur, în Belgia? Aha. Nu, dar dacă dai un Google... Acum după ce ți-am spus... Acum dacă dai un Google, poți să știu. Altfel vorbim, nu? Da, îmi cer iertare, trebuie probabil să-mi schimb poziția. Probabil că trebuie să iei niște premii la un nivel de unde contează, știi, da, așa. Dar oare contează? Am luat premiul la PIF. E PIF, la anonimul. Poftim. Mm-hmm. Bun de tot. Ce faci cu informația? Foarte mișto. Hai. Purtați-vă într-un fel. Este un super festival. Și mai sunt, să știi, mă, mai sunt, dar nu înseamnă nimic. Adică la mine n-a semnat. Nu că nu sunt importante. M-am bucurat când le-am luat, mulțumesc frumos. Bine, există... La mine nu e un sistem unde să funcționeze, să conteze într-adevăr. Nu există meritocrație, nu există ai luat, mai nu, primești. Eu mă gândesc nu la asta, că acum dacă umbli cu ele la gât, ca treselești pe umăr și să... Nu, dar măcar pentru cei mici, știi, să iei un premiu, hai mă, dați-mi și mie bani dublu. Că ai luat vreodată bani de la statul român să faci un film? Nu, am depus la CNC și n-am luat concurs. Niciodată? De două ori, acum vreo 15 ani cu Acasă la Tată și acum chiar anul ăsta cu Achim și cu Marcian m-am brâligat Achim, da și eu, am vrut așa să ne jucăm, dar știam că nu o să o luăm, a fost o prostie așa, știi. Am depus un scenariu și a picat. A luat, nu știu. Dar alte filme românești te uiți? Da. În care nu joci, în care nu scrii, în care nu regizezi? Da, mă uit, da. Ți-a plăcut ceva în ultima vreme? Da, mi-a plăcut Oameni de treabă. Mhm. Paul Negoescu. Da. Și foarte bun postelnic. Și n-am mai văzut. Da. Mi-a plăcut și Oana Tudor în ultima scenă, cum plânge acolo. E foarte bună. Mi-a plăcut scenariu. Mi-a plăcut și Vasile. Mi-a plăcut toți, știi? Adică lucruri foarte bune, de calitate. Da. De altceva, nu știu. Bine. Ultimele 3 întrebări sunt mai așa, mai de tine, așa, mai de... În afară de pescuit, ce alte lucruri pe care nu le știu despre tine... Ar fi eu frumos să ți le spun ție acum. Mm-hmm. Nu ți le spun. De ce nu mi le spui? Hai, spune-mi. Bune, ce secrete mai ai tu, nu? Da. Glumesc. N-am secrete. Mm. Ce, tu ai secrete? Mănânci, faci sport? Mănânc și nu fac sport. Mănânci, dar mănânci puțin? Sau? Mănânc puțin și mă chinui să mănânc puțin și când nu reușesc, mănânc mai mult. Și faci sport după aia? Sau ții diete? Faci chestii de genul ăsta pentru un actor, pentru un om de lumină? Mai actor, care actor? Hai să fim serioși. Hai ești actor, dar tocmai n-ai spus că joci în Boss. Păi da, joc în Boss acum un an și ceva, dar joc
Pentru că atâta vrei să joci. Tu ești în situația... Rolul, atâta era rolul. Da. Când ai zis nu ultima dată unui rol? Nu știu, acum un an. Și cum spui nu? Mulțumesc frumos. Sunt mai multe variante. Sunt foarte ocupat. Uh-huh. Nu am timp. De fapt, astea sunt clasice, le folosesc toți. Uh-huh. Îmi place foarte mult, dar din păcate... Suntem așa, în contratimp, da? Sau dacă nu-ți place omul și nu, sau nu-ți place cum îți propune, zici, nu se află în zona mea de interes. Am alte preocupări acum. Și asta e foarte dură. Nu, serios, sau e categorică. Foarte corect, da. Uh-huh. Că, na, normal actor fiind, îți dorești să joci, nu? E surprinzător să zic că la noi se fac așa de puține sau se făceau cel puțin când eram eu. Și cum să nu vrei să joci? Păi da, dați-mi și mie să văd despre ce e vorba. Și nu că e o figură sau un... Da, nu-i normal. Sau câți bani. Care e relația ta cu telefonul? E prelungirea mâinii tale? Stai tot timpul? E tot timpul lângă tine? E tot timpul cu mine. Pentru că am copil și am o panică așa tot timpul. Auleu. Acum a crescut, sigur, dar a rămas. E să nu fie ceva, să pot să fie acolo. De fapt, mi s-a organizat așa cumva viața. Ce reacție a avut când a venit Ana prima dată cu un băiat acasă? M-am bucurat. M-am enervat la început. Am zis, îl rup. Apoi când l-am văzut și când, de fapt, și pe el, când l-am văzut și un băiat fain și îmi place de el. Și acum e într-o relație. Tu știi, de-aia întrebi. Nu știu. Și, nu știu, dar știu când am ce ne așteaptă pe unii dintre noi. Asupra ei, aha, am zis, înseamnă că e ok, că e în regulă. E foarte fericită și el e foarte fericit și ce putem să facem noi? Adică ce să-i faci? Nu l-ai luat la întrebări, nu i-ai dat o bere nu, prea rece, nu, i-am zis doar prea în prima seară când am venit cu frate Susoia. Și... pare rău, dar nu. E un băiat foarte de treabă și fratele lui la fel. Am zis, ai grijă cum te... Dacă nu te porți frumos cu ea, te sparg. Așa ai spus? Tu creativul, geniu, atâtea cuvinte apoi au fost. Apoi fiimea a făcut... Ce ai zis, tati? Am glumit! Am glumit! Dar tu nu prea glumise. Da. Și apoi mai am zis, Mirele, cum ai putut zice așa? Am zis așa, e foarte greu. Știu. Să știi unde e de fapt când toată atenția era la tine și apoi nu ai mai pierdut, contezi. Corect, ai pierdut tot? Da. Când apare el? Da, mi se pare că e normal. Așa? Știi ce e frumos în povestea asta? Că de la un moment dat nu prea mai ai ce să faci. Da. Și atunci mi se pare că s-a întâmplat la cumva în timp, știi, la ok, sunt... Am predai... cumva preocupările... De fapt, nu. Nu mai poți să rezolvi, nu mai ai cum să rezolvi, că nu-i mai ajunge ce-i oferi tu ca părinte. Și în mod firesc, natural, are nevoie de altceva. Și atunci altceva vine. Dacă ți-ar lua cineva sau s-a întâmplat ceva și ți-ai pierde ceea ce ai, adică mintea și amintirile și toate celelalte, și ar trebui să o iei de la zero, ai face aceeași meserie? Habar nu am, nu știu. Dacă n-ai fi scenarist sau actor, ai lucra în alt domeniu? Da, aș lucra și în alt domeniu, da. Dar ți-ar plăcea? Păi ce, astea îmi plac așa de tare, Cristi. Îmi plac, da. Am învățat și asta de la țară. Nu, de la țară am învățat și asta, știi, să îți înveți, să îți faci plăcut orice lucru, știi. Cumva... dacă asta primești, știi cum e cu plapuma. Eu pot să fac checuri, cozonaci, dar îmi doresc să conduc avioane și fac cozonaci trist că nu conduc avioane. Dar dacă atâta pot și dacă asta e menirea mea, să fac cozonaci, nu mai bine îi fac fericit și mă simt bine. Încerc să conduc și un avion, dar din 2-3 încercări îți dai seama că n-ai cum să ajungi acolo. Și atunci îți vezi de menirea ta. Mă gândesc, am dat exemple proaste cu avioane și cu cozonaci. Dar, nu știu, zic, e foarte frumos să încerci mai mult, să visezi mai mult decât
să-ți urmezi visul, cum ar veni, nu? Dar e foarte bine să și să, în același timp, și să îți găsești fericirea, bucuria în ce trăiești. Chiar dacă nu... Și din când în când să mai revii la visul tău. Adică nu e cu orice preț. Asta vreau să zic. Încerc, numai că încerc să aflu ce te face, ce-ți face bine când nu ești între deadline-uri scris... Familia. Ce cuvânt simplu? Să fie... Când fetele sunt bine, eu sunt perfect. Asta înseamnă că au fost zile în care fetele nu au fost bine? Mai se mai întâmplă, nu sau așa, nu în relație cu mine, ci ele. O problemă de sănătate, o supărare de altfel. Da, nu sunt în confort, sunt agitat așa. Când dimineața perfectă pentru mine e când știu că dorm amândouă în camerele lor și e totul ok, n-are ce să... Cel puțin până la ora când se scoală, suntem bine. Așa. Pare atât de simplu, dar e totuși complicat. Nu e deloc complicat, e normalitate. Cred că așa trebuie să fie, că mă gândesc că stai într-o familie pentru că vrei să stai în familia aia. Dacă nu, atunci pleacă în Doamne, iartă-mă, din familia aia. Dacă, adică n-ai cum să fii nefericit într-o familie în care îți dorești să fii câtă vreme familia e bine, nu? Nu-i logic? Ce din ce ai văzut ți-ar fi plăcut să fi fost al tău? Sau ce din ce ai... Din ce am văzut? Din ce ai văzut, din filme, piese. Să adică ai fost luată situația... Mamă, mi-ar pasta. Fi plăcut să scriu Il Postino și să pot să joc, dar a murit săracul. Și Filip nu are un actor pe care mi-a plăcut și îmi place foarte mult, mă rog, a murit săracul, da. Mi-ar fi plăcut să scriu eu Il Postino și să-l fac și să-l joc și să orice. Și altele, sunt multe. Ei, mi-ar fi plăcut să fiu Al Pacino. Se poate? Nu se poate. Măcar... Dar dintre ăștia tineri, 20 plus, 30? Nu prea-i cunosc așa, știi? Uite, mie îmi place foarte tare Conrad Mericofer, un actor excepțional. Îmi place Alex Călin, un actor foarte bun. Și nu-i știu, probabil, că sunt mult mai mulți și îmi cer scuze. Știi că procentul de... Am fost la un spectacol la Excelsior Knockout, nu știu cum se mai numea, cu fete care joacă box. Bă, erau toți foarte buni. Erau niște fete foarte bune acolo. Mi-a plăcut spectacolul la maxim. Asta încercam să-ți spun, că e un barometru cultural care zice că din ce în ce mai mulți tineri vor să facă meserii creative. Păi și de ce să nu facă? Ce să facă? Pentru că școala nu învață să fie creativ, nu, păi le da, stimulează fug de acolo, nimic. Fug, știi ce fac? E o reacție ei să vomită și fug în partea asta la altă. Dar și aici dai de alte probleme. Dar să facă creație, cum să nu? Tot timpul cred că trebuie păstrată atenția și să-ți câștigi existența. Răspuns să faci orice. Să încerci, când, să când încerci. Când te așezi într-o piesă pe care ai terminat-o și te duci cu ea și care e principiul pe care îl folosești? Îl lași pe actor să-ți dea sau îi spui tu? Eu spun așa la repetiții, pot să spun chiar cum spun, dar o să spun, vedeți că eu nu sunt regizor și nu sunt și nici mă interesează să fiu. Mă interesează doar să ajungem pe drumul cel mai scurt, adică să facem cât mai repede legătura între ce am vrut eu și voi. Că, da. Acum nu înseamnă că ce am vrut eu așa e. S-ar putea ca voi să veniți cu alte variante, dar primul nivel este ce am avut eu în cap. Uh-huh. Și atunci începem să ne ajutăm, arăt, joc și eu fac, unii acceptă, alții strâmbă din nas, dar până la urmă nu mă interesează decât să ajungem cât mai repede la ce am vrut eu când am scris să fac. Apoi, într-adevăr, unii zic și vin cu niște soluții și fac lucruri mai frumoase. Alții nu. Așa e și în viață. Ca peste tot. Acum nici eu nu le dau Shakespeare. Le dau un text contemporan scris de un băiat cu nume de fată. Ce mișto. Un băiat cu nume de fată. Un text contemporan mișto scris de un băiat cu nume de fată. Asta ar putea fi subtitlu așa pentru final. Nu? Bine.
în afară de pescuit, nu mi-ai spus ce te bucură și faptul că fetele sunt bine. Mă bucură că s-aud să mă sune cineva sau să mai vorbesc cu cineva cu care n-am vorbit. Mă bucură să văd un film bun, să citesc o carte, să aud o poezie, să o... mă... Ce relație ai tu cu poezia? Îmi place așa, napul, dar din când în când câte o frântură, de-aia am zis să aud, că mai e un podcast, mai e ceva, mai auzi eu... La podcasturi la ce te uiți, apropo? La Zaia Fet. Așa. La Atenție Cad Mere. E un băiat acolo care mai îmi place. Nu la toate. Și la ce... Când cumprin doi oameni mișto care vorbesc, stau și caz gură. Ți-am zis. Aplic aceeași regulă. Că îmi place. Îmi place și preocuparea oamenilor. Vezi, sunt două feluri de oameni. Sau sunt mai multe. Nu mai zic, mă opresc? N-a ridicat mâna. Îi place. Îmi plac foarte tare... Cei care când vorbesc, care când discută, încearcă și ei să înțeleagă. Îmi plac mai puțin aia care îți spun cum stă treaba. Știi? Că acolo deja... Părerologii. Devin elev și trebuie să iau notițe. Oricâtă vreme se mai poate modifica înțelegerea, cunoașterea, cât zic, bă, dar dacă ar fi, dar cum ar fi, fii atent. Stau așa și ascult. Când vine unul și zice, no, nu e așa, e așa. Adică nu-ți place neapărat vacanța, ci împachetatul, drumul, tot ce înseamnă pregătirea, asta e foarte bună. Da. Bine, vacanțele nu prea îmi plac de nici împachetatul deloc. Îmi place să fiu acolo. Două zile. După care te plictisești. Și mă duc în altă parte, știi? Sau îmi place... Sunt multe vacanțe, poate și pentru că am tot fost acum în Franța, ne-am tot acolo și... Nu, n-am fost. Am fost peste tot. Mă rog, nu peste tot. Îmi place vacanța leneșă, nu-mi place vacanța activă. Îmi place să stau crăcit și să beau ceva și să mă uit la mare, apoi să mă duc. Dar că durează chestia asta? Că tu par genul dinamic. În 3 zile cred că te-ai plictisit. Nu, o săptămână rezist și cred că e perfect. Am făcut și asta și mai mult și m-am plictisit. Am și plecat. De obicei, cam... cu o zi, două mai devreme, eu... Ai abandonat vreodată ceva? Da. Sau pe cineva? Vreun pe proiect? Cineva nu, ceva, un... Proiect, da, pe cineva nu, dar întotdeauna m-am simțit vinovat sau și nu-i suficient, dar sau am încercat să explic de ce am făcut. Nu, n-am făcut din răutate, n-am abandonat din răutate sau din intenția de a face rău, ci doar... într-o vreme când era mai greu să trăiești, de foame concret, poate că da, am zis, mă duc acolo că sunt mai mulți bani. În sensul ăsta, într-o dată pe cineva, la ce te referi? În sensul... Nu, prostie, nu, da. Nu. În sensul în care dacă ceva nu merge, lași, îl abandonezi și te întorci la el după niște vreme sau... Sau dacă ceva, am o relație nu acum, merge... Acum am învățat să fac, învăț să fac asta, că nu trebuie să te duci ca bivolul, că câteodată, mă rog, de ceva vreme am mai zis eu asta și eu mai zic și acum, câteodată e mai bine să lași pentru a doua zi. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Ba poți. Lasă și pe poi mâine câteodată, știi? De fapt, povestea asta cu... Am și fost influențat așa de maximele astea cu care am trăit și înțelepciunea populară, da, sau cum să o numesc, care, din păcate, cer scuze, dar e părerea mea, nu e, frate, valabilă. Din când în când e. Nu e chiar așa. Da, nu e niciun soi. Uite, de cu axiom. Doamna Olga, stai și așteaptă trenul. Că am picat la un moment dat un concurs, a fost un eveniment neplăcut la atunci, eram și opuși. Și m-a durut foarte tare. Am dat o probă undeva unde mi-au zis, la un teatru mi-au zis, și îmi doream să mă angajez atunci. Mai e timp sau nu mai e timp? Da. E timp, tot timpul. Da, abia mersi. Și dacă zis... mai am și vreo 3 întrebări, că mi-au venit și... zicând Olga Tudorache, ai zis ceva. Mă rog. Știu, poți să fumezi. A? Ce? Poți să fumezi, poate da? Să fumezi aici? Păi n-am țigările din cor. Nu, n-ai, ok. Așa, și am zis, așa, am picat o probă, era două etape, știi, erau două etape. La 10 zile și m-am dus, am trecut de prima etapă. Mi-au zis cei din comisie, domnule, bravo, ați trecut de prima etapă, ce ați pregătit pentru a doua? Păi n-am pregătit nimic, nu am așteptat să văd dacă o iau pe prima. Ne vedem la a doua probă. Și nu m-a mai chemat nimeni niciodată. Și n-ai înțeles.
Păi că e nejustificat. N-ai cum să înțelegi. Da. Și la câteva zile după m-a sunat doamna Olga. Și mi-a zis, Mimi, știu, am fost acolo, ai fost foarte bun, nu știu ce, dar vorbea dumnei. Dar să știi, să nu fii supărat, că n-a fost trenul tău. Dar știi, ai mai spus ceva și... Da, lucrul a fost doamna asta, că eu ce căutam pe peron. 5.000, da. Ce am căutat exact. Ea acolo, de ce m-ai trimis pe mine? Sau nu ea, dar mă rog. Mi-ai spus mai devreme ceva. Te rog. Că unul din sfaturile ei era să umpli scena. Nu, care, da. Care sunt oamenii care umplu scena? Din, nu din viața ta, ci păi din... Păi cred că ăsta e un lucru pe care nu poți să-l faci decât dacă ai ce să cauți în meseria aia. Dar cine e detectorul de un... cu talentul. Da, cine e detectorul? Nu mă pricep, cine eu spune? Sunt un amator acum. Da. Și eu la fel. Eu da. Sunt un privitor, un aplaudac, da, mai degrabă, da. Țip, plâng, știi bine da. Că mă emoționez, îmi tremură mâinile. Da, cred că tot ce zicea doamna Olga, cred că ne-ai ne învăța să înlocuim atunci când nu era talentul. Probabil. Asta e o ieșire interesantă din discuție. Da. Adică suplinește? Tot ce ne spunea însemna, adică puteai face dacă aveai talent, cred, știi? Ai fost luat în situația... Ea le făcea așa, era o actriță uriașă, să da. Știi. Era ceva... Și ne și arăta acolo, ne... Ce să mai faci după ce ți-a arăta Olga să ridica, s-a plecat de două ori, țipa odată și haide și tu. Mai că... Rămân spectator, că mă simt ai bine. Ai fost vreodată în situația să trebuiască să joci ceva fără să fii convins că trebuie să faci lucrul ăla? De foarte multe ori. Hai, bea-ți gura, gata. Știu, m-am lungit, dar îmi place. Ce să, mai ce am să 100 ce, de întrebări. Ce să, durează mult? Gata. Nu, îi place, te așteaptă Mihai la ușă. Cine mă așteaptă? Zis, Mihai, Miță, cine? Păi să vină încoace. Nu poate, că stă, uite, e un cățeluș pe acolo, uite-l ia. Da. Mi-a pus pomul aici, nu mai pot să ies? Eu nu, acum nu, nu, da, ești captiv. M-ați închis? Da, te-am închis. La sfârșit mă mâncați, am înțeles, e cu crimă și... Exact. Da, scenariu previzibil. Ziceai că da, a trebuit să joci de mai multe ori decât și... Da. Ai fost bine cu tine după ce ai jucat? Nu m-a interesat, am jucat, mi-am făcut treaba și am plecat acasă. Nu înseamnă nimic, nici că nu m-am avut eu. Sunt oameni care îți plac și oameni care nu-ți plac. Multă vreme am crezut că, adică multă vreme, am pierdut niște ani de zile când eram și mai mic, crezând că e important să te faci plăcut la aia care nu te plac. Corect. Nu trebuie să te faci plăcut, că nu o să reușești niciodată. Așa e. Apoi am acceptat și că mie nu-mi plac unii și am dat-o așa. Cu ai lor și cu ai mei. Și asta e viața, așa e în tenis. Nu trebuie să mă iubească toată lumea, cum nici eu n-am datoria să iubesc pe toți. Ai vreo chestie care se numește guilty pleasure? Ceva ce-ți place la nebunie? Da. Nu știu. Asta era cu muzica la un moment dat, da. Ai vrea să cânti? Nu. Trebuie să vorbim puțin despre muzică. În spatele meu, vezi, e un ceas din albume. Da, nu sunt mai prins. E Taylor Swift acolo, după da, aia Beatles, fimea o, după aia U2, ca un album de la Script, Foreigner 4. Uite, ca să ai fac fost... o promovare da, așa? Și ca să vorbesc și de oameni tineri, că ai zis, îmi place foarte mult cum cântă Corina Sârghi. Aha. Ai fost la concerte, te duci, te bestializezi. Era să mă duc ei? La un concert la ea, dar am ajuns prea târziu. Dar la artiști ăștia internaționali îți place? Ai fost la vreunul? Ți-ai luat bilet? Nu, nevastă mea și fiimea au fost. Ele ce ascultă? Orice, nu știu, muzică. Eu nu ascult muzică decât foarte rar. Dar știi versuri? Te-am surprins. Eu pe un țărm, pe astea. Alea care m-au marcat când eram, da. Și acum îmi plac, sigur că, Doamne, dar nu sunt un... știi cum e cu muzica la mine? Cum e muzica în viața mea când nu... îmi face, da, iar o să zic o prostie, dar așa e și o să o explic, când nu-mi face bine, când nu-mi face foarte bine, îmi face rău. Și care-i barometru? Mi-e bine, mi-e foarte bine. Păi e o melodie care intră, nu știu, atunci, sau pun eu ceva care îmi place foarte tare. Ce și e în playlist-ul tău de Spotify? Nu am, nu știu, nu am cred. Acum am auzit melodiile pentru spectacol, mă gândesc că am tot căutat și pentru mine e un efort, că obosesc cu măsurile, cu...
trei spanac de melodii să mi le pun eu în spectacol. Și alea tot le rulez în cap, le pun în mașină când mă duc la repetiție, când mă întorc, mă duc la lehliu, o fugă sau când fac lucruri la piață, să-mi intre, să văd, mă, să potrivește. Dar pe Mirela, când ai invitat-o la dans, ați dansat? Sigur că da. Pe da, ce? Am dansat după. Glumesc. După ce s-a terminat melodia? Nu, glumesc, asta e bună? Da, nu. Numai tu puteai să răspunzi așa ceva. Nu mai știu, dar n-am invitat-o la dans, am luat-o de mână. Și ne-am plimbat, era altă, eram în hall, în gang, la ATF, n-aveam unde să dansăm acolo. Nici nu era cu muzica așa. Deci ne-a părut sără mobilele, telefoanele mobil. E ceva fără de care n-ai Dar pe tine, Miță, te-a invitat la dans? Când noi eram pe scenă când ne-am cunoscut. Eu bine, prezentam voi, chiar și el a venit. Un caz special. Nu, da, el a prezentat. Dar voi și cred că mai sunt 6. Încă 100 de milioane de oameni care s-au întâlnit în același job. Da, mă rog, da, totuși. Ca și mai voi, puțin probabil. Nu, noi nu ne-am întâlnit pe scenă. Nu v-ați întâlnit pe sau scenă, lângă scenă. Amândoi de dați admiterea la ATF. Eu nu mi-am dat un text sau ceva. Nu știu. Da, da, frumusețea este că acum sunteți fix în aceea, adică sunteți acolo, sunteți alb și negru, roșu și negru, alb și negru și gri, negru și alb și gri. Așa e, da. Asta e foarte tare. Bun. Acum avem alt proiect, creștem un copil pe care îl iubim. Negreșit, n-am nicio îndoială. Da. Gata. E ceva ce n-am întrebat și ar fi fost bine să te întreb? Nu știu, nu. Hai, domn scenarist, învață-mă. Nu știu și nici nu... Am vorbit foarte liber, sper că... Da, se vede. Sunteți ok. Dar e ceva ce nu știu, ce mi-ar fi plăcut să știu, să mă enervez diseară când ajung. Bă, păi, de ce n-am întrebat asta? De ce nu l-am întrebat pe mine? Facem așa. Mă duc să fumez o țigară, nu mișc nimic și te mai gândești. Dacă în 5 minute îți vine vreo idee, o facem mai departe. Dacă nu, la revedere și te pup. Dăm play, da. Vino încoace. E bine? Ia un brațe, da. Avem? Mimi Cornel Brănescu, ați auzit ce a spus, da? Este un bărbat care scrie bine cu nume de fată, nimeni nu-i perfect, în afară de Mimi Brănescu, pe care cu greu îl găsești. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă ceva din ce a spus el sau ce am întrebat eu v-a rămas în minte, spuneți-le și prietenilor. Și nu uitați, subscribe, ne ajută pe toți, și pe mine și pe voi. Iar dacă vreți să vedeți și următorul invitat, care va fi aici în Magic Life, nu uitați și de butonul cu clopoțel, care vă anunță când avem un nou episod. The Magic Life. Vă mulțumesc din suflet.